trăim doliul, vreau să emit o ipoteză. Tuturor ne-a murit cineva și toți am văzut cum este. Am văzut cum se comportă persoane îndoliate și am văzut cum trecem noi prin doliu. Pentru mine este foarte important, cu riscul de a-i plictisi pe dragii noștri telespectatori, să repet tot timpul că marii fizicieni, cei mai deștepți oameni, cred eu, cei mai deschiși, ne-au arătat clar că trăim într-o lume triadică și noi suntem de natură triadică. Avem conștiență, gând, suntem toți făcuți dintr-un gând al lui Dumnezeu. Se pare că toată lumea este, da? Pe urmă energie și pe urmă materie. Să facem diferența dintre conștiință și conștiință. Păi da, dar să o facem cum... Pentru că conștiința are un aspect etic. Așa se spune, un set de valori. Da. Un set de valori. Eu spun mereu, mă mustră conștiința. Exact. Nu mă mustră conștiința. Exact. Iar conștiința înseamnă cu totul și cu totul altceva. Și conștiința asta este altceva decât awareness. Noi avem un termen prea puțin. Awareness înseamnă să fii conștient de ceva. Și sigur că dacă afirmă unii matematicieni de clasă pe plan mondial că s-a descoperit matematic că există consciousness, conștiență până la cel mai mic nivel subatomic și până la cel mai mare oricum, ei nu spun awareness, ei nu spun că este trează o moleculă de ceva sau un atom de ceva, dar există, gândul lui Dumnezeu e în toate. Există această natură non-fizică, despre asta e vorba, natura ascunsă, non-fizică, cea care ține toate lucrurile la oaltă, că aici e elementul comun cu ceea ce tocmai spuneam, așa cum iubirea ține totul la oaltă. Eu cred că inteligența lui Dumnezeu și iubirea lui Dumnezeu sunt de nedistins una de alta. Și că vorbim despre tot ceea ce ne înconjoară, reprezintă vibrații, vibrații de mai joasă, frecvenții de frecvență medie sau de frecvență înaltă, da. Energii subtile, la fel, și revenind cumva la cartea domnului Mohârță, să spunem și faptul că corpul nostru nu este doar un corp material exact. Fizic. Pentru că există un corp energetic, da? Când vorbim despre energie, există un corp vital, un corp mental. Mental, supramental. Supramental, deci și ultimul? Suntem înconjurați. Și ultimul, al cincelea? Nu mai știu exact. Bliss este de fericire, este un corp incredibil de fericire. O să revenim imediat. Deci există mai multe forme și de asta există o legătură între minte, suflet, inimă, când vorbim nu doar despre cordul care bate, da, ca organ, ci vorbim despre inima spirituală, cum spun sufiții foarte frumos în sufism calb, inima spirituală. Da. Eu voiam să specific altceva. Când am spus să nu uităm că de la cel mai devreme, de la Max Planck încoace, știm că există conștiință ireductibilă care are ca o formă particulară de expresie energia sau forța care la rândul ei, într-o vibrație și mai joasă, dă această iluzie de materialitate. Nu există materie ca atare, dar avem în toate o vibrație care pare a umple un spațiu și avem o senzație de soliditate. Când îți moare cineva cu care ai trăit împreună, aproape, abia când simți că s-a smuls, tu ești intact așa, organic, anatomic, dar simți că nu mai funcționezi, simți că ți se smulge o bucată din ființa ta non-fizică, îți dai seama că materia, corpul 1 și corpul 2 erau distincte. Oricât de mare era iubirea. De aceea s-a putut duce corpul 1 în neființă, cum se zice, și tu rămâi în continuare aparent funcțional. Dar la nivel energetic, vi se uniseră sufletele, erați o energie, poate o minte. Și la nivelul conștiinței erați tot așa, erați ca o ființă. Pentru că dacă ne amintim un pic ce se întâmplă în frumoasa slujbă ortodoxă de cununie, una din cele 7 taine, tainele, ei, cei doi tineri, când se pregătesc spre a fi cununați, li se vorbește acolo în timpul slujbei despre îngerilor păzitori. Iar după ce s-au cununat, au un înger, au devenit o ființă. Nu este cumva, e ca o revelație cumva, din această folosire a singularului după ce s-au unit. Și atunci noi trebuie să fim tot timpul conștienți că doliul nu înseamnă doar că, uite, nu mi-am pierdut niciun deget, niciun picior, sunt teafăr. Nu mai sunt teafăr emoțional, nu mai sunt teafăr la nivel de conștiință.
Acolo eu trebuie să-mi oblojesc rănile. Acolo eu trebuie să am liniște, să am suport, susținere, consolare, ca să mă refac, pentru că ceva s-a smuls din mine. Eu nu mai sunt întreg. Și aceste lucruri consider că nu sunt suficient conștientizate în societate. Există oameni care zic, cum? Ți-a murit soțul de o lună și încă mai ești în doliu? Wow! Wow! Nu comentăm. Deci, v-am întrerupt. Spuneați atât de frumos că, și mă uit la cuprinsul cărții domnului Mohârță, spuneați că noi nu suntem numai materie, ci că în noi există un om electric, un corp electric. Bioelectric, cum doriți să-i spuneți? Vreți să aprofundați ceva din aceste noțiuni? Uitați, da, există un corp, lui. Există un corp bioelectric. Am mai pomenit și la începutul emisiunii de faptul că există corpul bioelectric și vârsta bioelectrică, da. Și că ceea ce ne arată nouă, probabil, de fapt, probabil, sigur, ce ne arată buletinul este una. Vârsta cronologică sau vârsta, hai să spunem, fizică, biologică. Da? Da. Iar vârsta bioelectrică reprezintă cu totul și totul altceva și de asta felul în care avem grijă de sănătatea noastră și felul în care avem grijă cumva de moștenirea genetică, pentru că sunt oameni unde premizele pentru a îmbătrâni frumos, pentru a menține o stare de vitalitate a organismului. Sunt persoane la 80 și ceva, 90 de ani spre 100 care nu sunt niște simple legume, da? Nu. Și au o vitalitate extraordinară, da. Și stai și te întrebi cum au reușit ca până la vârsta respectivă să-și păstreze acest tonus. Și cred unii că fizic, cred că toate și mental. Exact, și fizic și mental. A învăța, a citi în continuu este o cheie secretă de menținere a tonusului. Bine, acum dacă nu faci nicio mișcare și doar citești. Nu. I-ați văzut pe Okinawa, în acea frumoasă și tropicală insulă sudică, cea mai sudică a Japoniei. I-ați văzut cluburile acelea de bătrâni peste 100 de ani care se lasă luați cu un anumit taxi al municipalității și aduși la oaltă. Și sunt, ce-ar fi vorbind de acolo, ce-ar fi făcând, mi-a rămas în minte un astfel de centenar, nu știu, 100 și cât avea, care în fiecare zi când se întâlneau, băbuțele nu știu ce făceau ele acolo, iar el spărgea cărămizi, el făcea karate la 105 sau ceva. Sportul este iarăși, da? Foarte și anumite... Asta nu e numai sport. Asta nu e numai sport, că vorbim de practică, vorbim de meditație, vorbim de multe alte lucruri. Da. Dar, în general, sporturile... orientale, să le spunem așa. Artele marțiale sunt extrem de importante, da. Și mai ales zona aceasta, da, de, da, da, practicare a tai chi, qigong. Am uitat de noțiunea de pauză de publicitate, m-ați fascinat complet. Scuzați-mă că vă întrerup, pauză publicitară, revenim imediat. Mulțumesc! Pentru sănătatea dumneavoastră și pentru a contribui la împiedicarea răspândirii noului coronavirus COVID-19, Autoritatea pentru Digitalizarea României vă recomandă să folosiți plățile cu cardul bancar, plățile online, serviciile de internet banking. Accesați pagina www.ghiseul.ro pentru a achita online toate taxele și impozitele, inclusiv amenzile. Aveți grijă de sănătate! O campanie inițiată de Guvernul României prin Autoritatea pentru Digitalizarea României. Ia uite-o, uite la ea, Grația o are de la tata. Unde s-a dus? A, uite-o, spontană ca mama. Ia, puștul ăsta e campion la basket ca tata. Yes, 3 puncte, frate. Și campion la reciclat ca mama, bineînțeles. Doamne, copiii sunt fantastici. Iau ce e mai bun de la mama și de la tata și ajung să ne uimească pe toți. Pentru că oricât am fi de buni fiecare, toți suntem mai buni împreună. De acum, Vodafone și UPC sunt mai buni împreună. Cu cea mai bună rețea de date mobile, cel mai mare număr de canale TV și cea mai bună experiență Wi-Fi pentru fiecare, dar mai ales pentru toată familia împreună. Ready, Vodafone. Trăim rapid și intens.
Nu mai avem timp să ne punem și semne de întrebare pentru sfârșitul inexorabil. Ce este moartea clinică? Este un fenomen atipic? Un miracol sau scepticii au dreptul să se îndoiască? Este sufletul nemuritor? Platon spune că persoana noastră este o substanță nemuritoare prin natura sa, numită suflet. După moarte, sufletul se duce la alți zei să dea socoteală. Socoteală pe cât de mângâietoare pentru cel bun, pe atât de plină de spaime pentru nelegiuit. Fenomenul există, dar ce și cât știm noi despre el? Am avut un stop cardiorespirator. Am făcut infiltrații în urma infiltrațiilor, am făcut șoc anafilactic și un stop cardiorespirator. Am făcut al doilea infarct. La 23 de ani s-am împușcat. Eu consider că nașterea ar fi fost ca o poartă care m-a ajutat să călătoresc acasă. Eram o mică steluță, eram așa ca un punctișor din care ieșeau irizații. S-a desprins și încerca să urce încet, încet în sus. Două prezențe benefice, pot să spun. Știu că m-au prins de mână și au zis, e momentul să plecăm. Moartea clinică este moartea din care persoana respectivă poate fi resuscitată, își revine, deci nu este o moarte completă, în timp ce moartea biologică este o moarte completă din care orice manevră medicală nu mai poate resuscita persoana respectivă. Aceste studii de caz au întrunit toate elementele unei experiențe de moarte iminentă. Sentimentul religios este noi. Noi nu putem trăi pentru că noi, într-un fel, trăim două vieți paralele. Zice, întoarce-te și fă numai bine. Atât. Acasă sunt toate amintirile noastre. Acasă e cald și suntem împreună și pe oriunde am umblat în viața asta, acasă ne întoarcem. Și tot aici vreau să-mi petrec ultimele clipe. Ajută-ne să ajungem acasă la cât mai mulți români care suferă de un diagnostic incurabil printr-o donație la www.hospice.ro pentru serviciile de îngrijire paliativă la domiciliu oferite de Hospice, Casa Speranței. Institutul Național de Cercetare Dezvoltare Insemex Petroșan, prin organismul de evaluare a conformității produselor notificat la Bruxelles cu numărul 1809, oferă servicii de certificare în vederea aplicării marcajului Comisiei Europene pentru produsele aflate sub incidența a 4 directive europene. Obiectivul activității este reprezentat de evaluarea conformității în vederea certificării din punct de vedere al securității muncii pentru următoarele categorii de produse: echipamente, sisteme protectoare și componente destinate folosirii în atmosfere potențial explozive, echipamente individuale de protecție, echipamente destinate industriei extractive, explozivi de uz civil, mijloace ajutătoare la împușcare și obiecte artizanale și de distracție pe bază de amestecuri pirotehnice. Ne dorim să-ți fim aproape la nevoie, așa că ne-am extins pentru a-ți putea veni în ajutor. Ce are Parângul Petroșani prin nou deschisă agenție din Arad, vă oferă cu un minim de cerințe pentru creditare, o gamă diversificată de împrumuturi cu dobânzi atractive și în cele mai avantajoase condiții de pe piață, rate fixe și oportunități de refinanțare. Vă așteptăm la noua noastră agenție deschisă în Arad, pe strada Aurel Vlai cu numărul 6076, blocul 6, scara B, apartament 10A, parter. Ne puteți contacta și la numerele de telefon 0357100116 sau 0723354345. Ce are Parângul? Soluția eficientă pentru fiecare.
Măsuri de autoprotecție. Spălați-vă des pe mâini. Evitați contactul cu oamenii care suferă de infecții respiratorii acute. Nu vă atingeți ochii, nasul, gura dacă nu aveți mâinile igienizate. Acoperiți-vă nasul și gura când strănutați sau tușiți. Nu luați medicamente antivirale sau antibiotice fără prescripția medicului. Curățați suprafețele cu dezinfectanți pe bază de clor sau alcool. Folosiți masca de protecție numai dacă suspectați că sunteți răcit sau sunteți în apropierea oamenilor bolnavi. O campanie inițiată de Guvernul României. E un luptător născut. Nici nu are încotro. Fiecare răsuflare e o bătălie în sine. Salvează un micuț luptător. Redirecționează 3,5% din impozitul pe venit către Salvați Copiii pentru dotarea maternităților cu incubatoare. Sistemul RoAlert este folosit în situații de urgență majore, în care viața și sănătatea cetățenilor sunt expuse unui pericol iminent. Astfel de situații pot fi calamități naturale, fenomene meteo extreme, inundații de mari proporții sau dezastre de origine umană. Sistemul RoAlert permite selectarea unei zone geografice în care celulele radio ale operatorilor de comunicații mobile vor transmite, în mod automat, mesajul de avertizare tuturor telefoanelor mobile compatibile cu tehnologia de tip Cell Broadcast din area de acoperire a acestora. Accesați site-ul ro-alert.ro pentru a afla mai multe detalii despre sistemul RoAlert și despre instrucțiunile de configurare a telefonului dumneavoastră în funcție de model și operator. Pentru avertizări meteo, alerte din trafic sau alte tipuri de avertizări care nu fac obiectul sistemului RoAlert, autoritățile vă recomandă să descărcați gratuit aplicația DSU, disponibilă pe App Store și în Google Play. O campanie a Departamentului pentru Situații de Urgență. Arta de a trăi. Dragi nemuritori și dragi nemuritoare, ne facem aici planuri cum să folosim cât mai bine, domnul Sorin Lucaci și cu mine, timpul care ne-a mai rămas și care fuge, calcă totul în picioare. Eu am cerut permisiunea domnului Lucaci să trec așa în goana calului, cum s-ar zice, prin cuprinsul minunatei cărți a domnului conferențiar universitar dr. Ionel Mohârță, cartea care face subiectul serii de astăzi, pentru că este plină de surprize și de învățăminte mai puțin obișnuite pe meleagurile noastre, carte care, după cum spunea și domnul Lucaci la început, se numește Secretul tinereții eterne. Secretul tinereții eterne. Atenție, nu secretul unei tinereți de lungă durată, ci eterne. Wow. Eu am răsfoit cartea, n-am citit-o, așa că sunt cel puțin la fel de curioasă ca voi. Și acum, cu permisiunea domnului Lucaci, vreau să spun așa. Este foarte sistematică, pornește cu claritate de la faptul că e o iluzie să credem că suntem compuși doar din acest costum de carne. Carcasă. Carcasă.
De altfel, eu prima dată pe un YouTube, pe un filmuleț YouTube al lui Sadhguru, pe care îl admir foarte mult pentru claritatea lui și predarea lui foarte didactică, așa foarte pedagogică, de la el am auzit prima dată că, grosso modo, suntem compuși din 5 corpuri, cum se spune în India, în cultura indiană, nu se numesc trup, suflet și spirit, ci sunt ca și păpușile rusești, unele între altele, sau ca foile de ceapă, cu deosebirea că foile de ceapă sunt spațial separabile, o iei pe una, rămâne alta, dar cumva astea toate sunt împletite în ele. Asta e foarte greu să ne imaginăm, că sunt în dimensiuni diferite. Și de la Sadhguru am înțeles că cele 5 mari corpuri, care se pot, mă rog, rafina dacă facem o diviziune mai riguroasă, sunt astea, fizic, vital, mental, supramental și cel fizic este materie, este materie. Celelalte trei sunt cumva non-tangibile, dar sunt legate de corpul fizic, sunt legate de materie. În cultura noastră, chiar și în ritualurile de, legate de înmormântare și ce urmează după ea, căci după ce ai înmormântat un om drag, n-ai terminat cu el, mai ai încă un lung drum de făcut. Se marchează exact aceste etape temporale în care se desfac foi, ca niște foi, zic eu că n-am altă comparație, corpurile acestea energetice, la 3 zile, la 40 de zile, așa. Și 40 de zile este o perioadă simptomatic prezentă pe în toate culturile globului, care da, nu s-au exact contaminat. Asta vreau să spun, 40 de zile. Se întâmplă nu ceva. Apare doar în da, creștinism. Și ce, unde a sărit inima mea, pentru că eu am fost foarte mult timp preocupată de subiectul fericirii, mi-am luat și o certificare în fericire de la Berkeley University, am fost efectiv pasionată. Cum trebuie să trăim? Ce trebuie să facem ca să trăim fericiți? Pentru că eu mă pomenisem după o depresie într-o stare atât de fericită încât nu puteam să mai dorm, adică iar nu era bine. Și am zis, dom'le, ce am făcut? Am făcut ceva și nu-mi dau seama ce. M-am dus pe firul propriilor mele reacții. Ani de zile am descoperit ce făcusem de ajunsesem prea fericită și pe urmă m-am stabilizat. Și pe urmă a venit doliul. Și uite, așa trece viața. Deci ce vreau să spun este că urechile mele s-au ciulit când am auzit al cincelea, cel mai subtil, total nelegat de corpul fizic, corpul ecstatic. Fericirii, corpul ecstatic, bliss sau uit mereu cum îi spune în limba indiană, dar cred că voi supraviețui și dacă nu știu, mi-e rușine, dar nu mai știu cum îi spune și nu vreau să-l pronunț greșit. Ei bine, dacă cineva ar fi atât de consecvent în practicile lui spirituale și s-ar duce atât de mult în profunzime, ar simți la un moment dat că, independent de contextul vieții lui, de natură, nu știu, de orice vreți, economică, socială, de orice context al vieții lui, intră într-o stare de beatitudine, de extaz, de fericire fără motiv. Doar că există. E, acolo este, a avut deja loc o racordare cu sacrul de care suntem conștienți, în care suntem conștienți doar de această sacralitate a noastră. Deci așa. Și cartea domnului profesor Mohârță zice cum să fim sănătoși abordând aceste 5 niveluri. Deci, concret, dânsul ne spune câteva observații despre nemurirea fizică, cu asta începe, nemurirea fizică ar însemna menținerea noastră de-a pururi în acest corp. Trebuie să-i facem și curioși pe cititorii noștri, nu putem să, pe spectatorii noștri, care sunt și cititori de altfel. Avem și noi un club de lectură. Și apoi le parcurge și spune longevitatea la români, teorii asupra îmbătrânirii, vârsta bioelectrică și corpul bioelectric și așa mai departe. Și ne spune regenerarea corpului fizic, 7 ani pentru o regenerare completă celulară, cura cu apă, alimentația bioelectrică, cronobiologia, numai titluri așa care te fac să visezi la cât de interesant poate să fie conținutul, maestrii postului total și așa mai departe. Da, uite, importanța postului, iarăși postul este tot, foarte, exact, foarte important. Pentru corpul fizic, suntem la corpul fizic, da? Vreți să spuneți ceva despre post? Faptul că în tradiția, și nu numai, chiar și în tradiția creștină ortodoxă, dar și în tradiția musulmană, islamică, există postul de 30 sau de 40 de zile, în care este vorba despre o detoxifiere a organismului. Și aici nu vorbesc neapărat despre un post negru, referindu-mă la abstinența totală, cel puțin la mâncare,
Dar e foarte important felul în care în această perioadă, în acest număr de zile, reușești, da, să detoxifiezi organismul. E ca un soi de, mă feresc de cuvântul dietă, pentru că are niște, nu neapărat conotații comerciale, dar este atât de folosit în curele acestea de slăbire și diete și așa mai departe, încât mă feresc de el. Dar este, putem vorbi despre o detoxifiere, organismul are nevoie de o perioadă, de o pauză, da? Să își reîncarce bateriile și atunci trebuie o curățare. Eu sunt de părere că nu e bine să punem postul pe picior de egalitate cu o cură de slăbire sau cu o dietă, pentru că ar însemna să reduc omul la carnea lui, la trupul lui care se hrănește cu mâncare. Postul înseamnă mult mai mult. Eu acum apropiere de Dumnezeu. Exact. Da? Dacă luăm și din punct de vedere spiritual, psihic, fizic și așa mai departe, postul, de fapt, asta înseamnă în esență, nu faptul că nu mănânc anumite produse sau nu consum alcool sau alte lucruri care țin de viața noastră de zi cu zi, ci e vorba despre unirea cu Dumnezeu. Toți tindem să credem așa într-un prim stadiu că nu ai cum să treci prin post, dacă nu, adică nu respecti postul, nu ții postul, dacă nu te abții de la a mânca de dulce, cum se spune, hrană de natură animală. Dar spre surprinderea mea, când trăia părintele Teofil Pârâianu și ne tot vorbea la radio, l-am auzit spunând: totul este ca tu, în perioada de post, să fii un pic mai conștient de relația ta, de relația ta cu Dumnezeu, de natura ta sacră, dumnezeiască, și atunci o mai mare parte din atenția ta să se ducă acolo și nu în zona pântecelui. Nu poți însă să ții postul de mâncare, nu-i nimic. Ține un post în alt fel, rugându-te mai mult. Poate însă n-ai crescut cu rugăciunea, nu ești obișnuit să te rogi, nu-i nimic. E ca o masă cu mai multe picioare. Atunci fă un post de fapte bune, intensifică, da, exact, ceva din viața ta, dedică-i ceva lui Dumnezeu. Să faci ceva, exact, ceva bun, să ai niște acțiuni caritabile, nu știu, pe care le dedici. Da. Și noi putem să dedicăm asta, n-am știut până de curând, noi putem să ne dedicăm faptele bune dragilor noștri trecuți dincolo, care, nemai dispunând de corp, nu se mai pot ajuta, ei nu mai pot face fapte bune acolo. E o altă lume, nu știm noi foarte multe despre ea. Dar știm că, neavând acest instrument, au și foarte multe limitări față de ce avem noi aici posibilități. Așa că noi, în afară de a le prinde o lumânărică, în afară de a le da o ofrandă de hrană, la noi e atât de frumoasă colivă sau colacul, care e un semn circular al eternității, al infinitului, putem să le dedicăm orice faptă bună pe care o facem cu o lumânărică, să spunem: am făcut asta pentru tatăl meu cu tare. Și atunci, cred că asta bună... mi se pare un lucru extrem de important. Așa cum, de exemplu, pregătești o farfurie cu mâncare și dai unui semen, da, farfuria respectivă, și el îți spune: Bogda proste. Da. Da? De fapt, semenul îți face un mare serviciu, pentru că acceptă să se pună la dispoziția relației tale cu cel defunct și drag, ca fiind un... O conductă, un mesager. Și într-adevăr, fapta bună mi se pare extraordinară. Să poți să oferi această faptă bună, ca și cum ai oferi o farfurie cu mâncare. Dar el, când acceptă de la... Adică tu îi ceri permisiunea, am dat voie să vă împart pentru mama mea, exact, sau tatăl meu, și el spune: da, primesc. Unii spun: nu primesc, nu știu cât de mult te întristează, e treaba lor, dar nu sunt conștienți că îți tai așa aripile. Și că nu e nicio umilință în a primi, ci dimpotrivă, ei îți fac ție un serviciu. Și m-am gândit foarte mult așa în viață, zic: ce prostie, că ei nu mai au gură, nu mai au sistem digestiv, cum o să... Ce importanță are că facem noi aici niște mâncare? Nu mai are nicio legătură, în caz că există vreun suflet după moarte, nu aveam eu habar pe atunci, nu are cum să aibă o logică. Are cum să aibă o logică, pentru că totul, dar absolut totul, inclusiv acea ofrandă de mâncare, are o componentă materială, o componentă energetică și o componentă de gând. Și atunci, dacă totul, dar absolut totul, este vibrație, energie, în momentul, se pare că este aici o mare taină, în momentul în care un om, tu îi spui: primești, și el zice: da, sunt de acord, și tu îi dai cu lumânarea aprinsă, care înseamnă că ești online cu lumea de dincolo când aprinzi și emiți fotoni. Fotonii aia hrănesc corpul biofotonic al celor care nu mai sunt în trup. Atunci, într-adevăr,
matricea asta energetică sau informațională de gând, care se exprimă și în materie, de colivă, de colac, de ciofi, de haine, da, această, tradiția... da, această componentă energetică se duce la componenta energetică încă prezentă, da, în lumea cealaltă. Noi asta nu înțelegem, că nu ne explică nimeni. Și mulți ironizează povestea asta, că de ce mai mănâncă ei? Da, mai mănâncă. E bine? Fotoni mănâncă în orice caz. Aprinde-le lumânări. Nu poți niciodată să aprinzi prea multe lumânări și nu contează timpul, la cât timp. Aș vrea să mai aduc, să citesc un mic pasaj legat de discuția noastră. Și numai o secundă, și să mai pomenesc doi autori foarte dragi mie, cu care am intrat în contact în urmă cu foarte mulți ani, cred că vreo 20 de ani, dacă nu chiar mai mult de 20 de ani, 20 ceva de ani. Lisa Williams, cu cartea, Lisa Williams, cu cartea Supraviețuirea Sufletului, și celebrul Raymond Moody cu Life After Death, viață după moarte. Life After Life. Întinerirea este posibilă printr-o schimbare semnificativă a stilului de viață sub aspect energetic și informațional, exact ce spuneam noi puțin mai devreme. S-a constatat că energiile psihice dirijate în mod conștient, dar și cele generate în mod inconștient de noi toți, influențează direct microprocesele biochimice ale componentelor microscopice din nucleul și citoplasma celulelor vii. Deci gândul nostru influențează chimia noastră. Deși corpul fizic este limitat de spațiu și timp, corpul bioelectric este liber. El este o extensie a sinelui și un punct al celei de-a patra dimensiuni, în care mintea și emoțiile noastre nu sunt altceva decât ferestre ale sufletului nostru. Din ce autor? Din Secretul Tinereții Eterne. Chiar de aici, de la ce capitol, da? Foarte frumos, foarte frumos. Deci noi, ca să parcurgem toate aceste etape, oricât de superficial am face-o și pe urmă să am plăcerea să vă mai ascult un pic, iată că avem capitole sau subcapitole aferente regenerării corpului fizic. Acolo e și un subiect asupra căruia poate un pic insistăm, ritualuri tibetane de reîntinerire, pentru că sunt lucruri cu care noi nu suntem familiarizați. Pe urmă, reorganizarea corpului vital, acolo este vorba mai ales de Hatha Yoga, o formă de yoga a respirației, este exact. Vorba despre... Și una dintre cele mai cunoscute Hatha Yoga. Da, și despre Tai Chi Chuan, iarăși o anumită formă de mișcare care este nu atât gândită pentru musculatura noastră, cât pentru energia noastră, corpul vital. Apoi, reorganizarea corpului mental, cel de-al treilea, tehnici de concentrare și curățirea minții prin meditație, deci mintea, corpul mental. Apoi, corpul supramental, cel de-al patrulea. Aici se vorbește despre experiențele de flow, această noțiune introdusă de un cercetător maghiar, Csicsek Mihalić, mi-e greu să pronunț, care a introdus noțiunea de flow ca stare de fericire în care ești atât de absorbit de ceea ce faci, încât nu uiți că ți-e foame, uiți, exact cum sunt copiii pe care e greu să-i mai smulgi, să-i bagi în casă când se joacă. Și tot acolo, la limpezirea corpului supramental, mai avem și respirația, pneuma. De ce nu l-am chemat noi pe domnul conferențiar Mohârță în emisiune? Dar poate că îl vom invita. Noi îl invităm. Noi îl invităm. Era să aibă timp să vină. Și la sfârșit, conștientizarea corpului fericirii, controlul viselor. Deci astea ar fi cele 5 mari domenii ale unui corp omenesc. Noi nu suntem familiarizați cu așa ceva și dacă dumneavoastră din tot dar ce am parcurs aici, e bine să le înțelegem. E ca o alfabetizare. Exact. Și din asta decurge, eu trag mereu spuza pe turta mea, pe subiectul meu preferat, din asta decurge și înțelegerea faptului că nu putem să dispărem doar pentru că ne separăm de primul din 5, corpul fizic. Asta nu înseamnă că totul dispare și așa putem să înțelegem că realmente ipostaze ale noastre, dimensiunea ale noastre continuă să existe în acea lume în care nu mai e loc pentru 3D. Ce doreați din toate acestea să aprofundăm? Păi, putem să trecem, să spunem, prin toate, măcar generic, ca să incităm cumva interesul telespectatorilor. Cura cu apă. Deci suntem la corpul fizic. Corpul fizic. Ce e cura cu apă? Practic, sună așa simplu. Da, există și o formă de terapie, se numește hidroterapie. Este terapia curățarea prin apă.
Aici aș face o mică paralelă despre care noi discutam la începutul emisiunii, ne refeream noi la acea igienă, toaletă emoțională și la faptul că așa cum ni se pare foarte firesc să ne spălăm, da, eu știu, dimineața, seara, să facem un duș când ajungem acasă sau când plecăm de acasă sau înainte de culcare, da, ca să pielea să respire, da, după acea baie sau după acel duș și să ne curățăm. Tot la fel, de fapt, este importantă și curățarea lăuntrică a corpului nostru. A emoțiilor și a gândului. A emoțiilor și a gândului. Și din punct de vedere fizic este foarte importantă cura cu apă. Cura cu apă constă în a nu mai consuma decât apă sau în a consuma orice și apă? De o sau perioadă cu de timp numai apă. Apă, da. Un număr de zile și se crește, cred, progresiv cantitatea și apoi se descrește. Da. Deci cine e curios găsește probabil pe Google cura cu apă. Și această cură aparent atât de simplă, dar care cere o mare disciplină, nu? Am înțeles că e foarte important, ne scapă de multe boli. Sigur, noi nu suntem aici medici, noi nu dăm sfaturi. Cine e bolnav trebuie să meargă la doctor, trebuie să-și vadă de drumul alopat. Exact. Dar pe lângă drumul alopat nu există, se exclude. Medicina alopată are un rol foarte important. Când îți rup piciorul, mai ales. Și în alte situații mai puțin fericite. Da. Dar terapiile alternative, holistice sau complementare, cum îmi place să le spun, vin practic în completare. Deci nu substituie, nu exclude medicina tradițională sau medicina alopată. Pentru că pomeneați puțin mai devreme de Tai Chi Chuan și de anumite forme de meditație. Ce e Tai Chi Chuan? E mișcarea aceea lină a chinezilor? Sau Tai Chi Kung. Iată câte elemente găsim, de exemplu, că tot vorbeam despre tradiții spirituale, iată câte elemente găsim în medicina tradițională chineză. Da? Pornind de la Tai Chi Chuan, eu știu, continuând cu acupunctura și cu alte forme străvechi, da? De mii și mii de ani ale medicinei tradiționale chineze. Și aici, în spațiul acesta oriental, da, putem vorbi despre longevitate. Da, despre longevitate. Ba chiar umblă zvonuri pe planetă că ar exista în anumite locuri ființe care nu mor. Dar eu specific că pentru mine este doar un zvon. Dar dacă îl chemăm pe domnul conferențiar Mohârță, cine știe ce ne spune? Poate dânsul i-a văzut? Nu știm niciodată. Oricum, trăim într-un univers misterios. În capitolul Longevitate la români, dânsul chiar dă niște exemple de personaje. Da, în studiile care s-au făcut în ultimele decenii, despre persoane care au trăit până la 130-140 de ani. Asta înseamnă că au trăit lung, mult, au fost longevivi. Pe mine mă interesează dacă există cu adevărat nemurirea în corpul fizic. Ce credeți, există? Ce spune această carte? Este o întrebare foarte complexă. Eu cred că ar trebui, ca să dau un răspuns elegant, să-i lăsăm pe telespectatori să afle singuri, să citească, afle din primul capitol. Să citească cartea. Voiam să specific aici ceva, pentru că acum am vorbit tocmai despre post și simt nevoia să specific ceva foarte misterios. Foarte misterios. Se pare că noi suntem în esența noastră lumină condensată, lumină coerentă. E foarte greu să crezi că acest corp opac, nu? Vedeți ce e în spatele meu? Nu, că sunt un corp care vă obstrucționează vederea. Exact. Nu trece prin, nu sunt transparentă. E foarte greu să acceptăm că suntem lumină, dar să zicem că ar fi o ipoteză de lucru, să zicem că nu este dovedit, deși este. N-am citit nicăieri, pur și simplu mi-a dat mie prin cap, ca să vedeți cât sunt de deșteaptă, mi-a dat mie prin cap următoarea gândire. În mod normal, dacă eu mănânc cărniță, știu și eu, de vacă, de ciofii, de oaie, eu am următorul lanț trofic, soarele emite fotoni,
fotonii ăștia se duc către, zic eu, iarbă, iarbă și orice e vegetal, orice care e verde, clorofilă, da? Această iarbă este mâncată de un animal care implicit mănâncă fotonii care se află în iarbă, iar eu mănânc fotonii la mâna a doua sau a treia, pentru că mănânc animalul care a mâncat iarba, care a mâncat fotonii. Pentru mine postul este o scurt circuitare a acestui lanț trofic. Pur și simplu sar peste animal și brânza lui și laptele lui și untul lui și ce mai are el pe acolo și carnea lui în orice caz și ouăle lui și mă duc direct la iarbă. Mănânc salată, mănânc roșii, mănânc fructe. De ce? Pentru că ele au luat direct fotonii. Cumva mă hrănesc mai direct, mai nemijlocit, știți? Și asta este un avantaj de care nu știu dacă suntem conștienți. Eu am trăit mult până m-am prins de chestia asta și acceptăm postul cu bucurie, iar dacă suntem conștienți de faptul că medicamentele de sinteză cu care suntem atât de obișnuiți noi, orășenii, noi vesticii, sunt o apariție foarte recentă în istoria multimilenară a umanității și că oamenii trăiau bine și fără ele, trebuie să ne amintim de post. Postul știm foarte bine că are rolul de a descongestiona sistemul, care, ce să vezi, când nu mai e atât de ocupat să digere și să hrănească și să transmită, dintr-o dată se ocupă de o curățenie generală. Exact. Și se pare că începuturile de tumori sunt descompuse, e un pic de foame acolo, e un pic de sărăcie de resurse, când nu te mai hrănești decât cu frunze și atunci se autodistrug, corpul știe să-și elimine începuturile de tumori și așa nu faci cancer. Iată, postul ca o măsură de prevenție. Este o măsură de prevenție. Și mai zic, râsul, dar râsul ăla vibrant, nu așa sarcastic din vârful buzelor, ironic. Nu, te uiți la Stan și Bran, te uiți la ce aveam noi foarte vesel, Caragiu. Caragiale. Caragiu. Schițe. Da. Aici, Toma Caragiu. Aici mi-ați servit așa o minge frumoasă la fileu, pentru că săptămâna trecută am făcut o înregistrare cu o prietenă foarte dragă, psiholog clinician Ligia Moise, despre terapia prin râs. O, da. E o carte în colecția Terapia și această carte este în cadrul campaniei editurii Herald, Sănătate și Longevitate, a lui Leni Revici, pe care o recomand cu drag. Este o carte excepțională și foarte plină de umor, dar și o carte foarte ușor de citit. Terapia prin râs, de Leni Revici, în care vorbește despre un călugăr undeva în China, care avea acest obicei, aproape fără motiv îi făcea pe săteni, când trecea printr-un anumit sat, el era așa un pelerin, să-i facă să râdă. Și de fapt optimismul și râsul sunt benefice pentru organism, da, pentru că da, atunci corpul secretă dopamină, serotonină, oxitocină, hormonii fericirii, hormonii stării de bine, endorfinele, exact, da, da, stării de aici de bine. Noi avem o mare farmacie între altele. Și atunci vedem cum zona aceasta a psihicului, da, prin râs, prin bună dispoziție, are efecte benefice asupra întregului corp, întregului și corp, întregului mai organism. Mai ales când știu și eu, poate că există în istorie vreodată perioade în care oamenii sunt înspăimântați, îngroziți, poate chiar deliberat, cu o anumită agendă ascunsă. Ar putea să existe în istorie astfel de timpuri, nu? Teoretic. E atât de important să-ți păstrezi puterea interioară, să-ți păstrezi calmul, să-ți păstrezi râsul. Da. Cunoști un medicament mai bun? Cunoști un medicament mai fără... Încrederea și optimismul. Da. Fără efecte secundare? Cele mai simple filme, comediile din anii tinereților noastre, nu contează. Ceea ce te face pe tine să râzi, dar să râzi puternic. Nimeni nu poate să facă vreodată cancer dacă râde într-una. Nu se poate să ai un sistem imunitar slăbit dacă râzi. Acum, nu o să râzi ca un caragios, dar îți găsești contextul în care să râzi. Eu am citit chiar despre o tânără, mă rog,
care s-a vindecat de cancer într-un stadiu foarte avansat. Locuia împreună cu tatăl ei. Și au luat toate filmele copilăriei la rând. Ea deja nu se mai ducea la lucru pentru că nu mai era capabilă. Și au râs până când s-a vindecat. Da? Deci vă puteți imagina, dar pur și simplu râdeau. Nu avea nicio miză. Jocul lor nu mai avea nicio miză. Și l-au rămas bun de unul de la altul. Și a avut un efect absolut nebănuit, nesperat. Așa că pune mâna și râzi. Ai, n-ai motiv. Ai, n-ai motiv. Oricum și noi o să introducem ars vivendi, ars moriendi. Și ars vivendi înseamnă arta de a trăi bine, de a trăi, iată, vital, longeviv și vesel. Cu sau fără motiv. E o strategie aici. Așa că să fii atent ce urmează. Bun, doriți să continuăm sau mai aveți ceva de spus despre... Da, nu vreau să, spun, apropo de terapia prin râs, cât de important este de fapt râsul și cât de important este să-ți păstrezi această stare de bună dispoziție pentru anumite afecțiuni ale organismului. Deci este un lucru foarte important, pentru că aici vorbim și despre, încerc să-mi imaginez un mix între exercițiile fizice, sport și râs și păstrarea bunei dispoziții. Da. Îți dă și un tonus muscular foarte, foarte bun și un tonus psihic. Da. Noi avem aici, printre noi, în țara asta, un om deosebit, extrem de modest, nu vrea să-i se menționeze numele, care ne oferă dansul energetic. Dansul energetic nu este un dans, este tot o formă de terapie prin niște mișcări foarte simple pe care le-a primit prin channeling. Și chiar acum, pe măsură ce vorbiți, mă gândeam ce grozavă ar fi o combinație a acestor două tehnici. Să ai grijă. E ca un fel de qigong, e o formă sintetică de mișcare în care îi faci bine corpului prin anumite mișcări. Și mă exprim redundant. Și peste asta să vii și cu terapia râsului. Ce mă intrigă pe mine puțin la terapia asta a râsului, nu știu dacă am sau n-am dreptate, dar mă intrigă. Un indian, cred, a hotărât că el știe cum se râde. În terapia râsului e vorba de a ne aduna, ca pe vremuri, într-un spațiu și avem, n-avem starea necesară, unul dintre noi începe și râde, instructorul. Și încet, încet ceilalți se molipsesc, pentru că râsul, precum căscatul, e contagios. Și la sfârșitul exercițiului toată lumea râde de se prăpădește, despre asta e vorba, despre această intensitate vibrantă a râsului. Ce mă intrigă pe mine este că acel indian a introdus o certificare. Păi eu, dacă n-am certificatul din India, nu pot să-i fac pe oameni să râdă? Să mă pună la încercare. Deci eu zic să lăsăm formalizarea. Există și în București. Putem să facem pur și simplu râs. Există în București un centru unde se face terapie prin râs. Se numește Centrul Mandarin, condus de Monica Dinulescu. Cum? Centrul Mandarin, da, condus de psihoterapeutul Monica Dinulescu. Dinulescu, doamna, da, Monica, da. Dinulescu. De altfel, cu ea am mai făcut anumite înregistrări pentru că a contribuit la publicarea acestei cărți, Terapia prin râs, pe care o recomand, al lui Leni Revici, un medic israelian. Și care în carte vorbește foarte frumos despre viața sa și povestește despre relația cu copiii, despre relația cu soția și o face cu foarte mult umor. Sunt anumite momente în viață pe care el le tratează și le povestește în carte cu foarte, foarte mult umor. Trebuie să ai umor dacă faci terapia prin râs. Ar fi puțin trist să o faci nestârnind măcar un zâmbet. Aș dori să vă întreb dacă vreți să vorbim despre aceste cazuri particulare de longevitate. Acum, cu nemurirea în trup, eu nu sunt lămurită dacă există sau nu, dar putem să tindem către ea încercând să trăim cât mai multă vreme în acest corp, sigur să merite, să fie o viață de calitate, căci pregătirea pentru o moarte bună este, în primul rând, constă în a trăi bine, în a trăi conștient, în a trăi cu poftă, în a
savura viața în toate aspectele ei cu măsură, astfel încât să nici nu ai senzația aceasta că, vai, cât aș fi vrut să trăiesc și nu le-am trăit. Trăiește! Scrie în Biblie, e undeva în Vechiul Testament, e o expresie care m-a impresionat când am citit-o prima dată. Era vorba de cei care mureau la vârste matusalemice, la nu știu câte sute de ani, și scria că unul dintre ei a murit bătrân și sătul de zile. Zic, uite, nu, adică nu pusesem problema că cineva ar putea vreodată să ajungă ever să fie sătul de zile. Nu mai vroia, nu mai, îi ajunsese. Acum, de curând... Depinde cum a trăit. Nu, dar la 900 de ani, că despre asta era vorba... Bun, poate să fie și, nu știu, 150 sau 140. Vă dați seama că, de fapt, aici noi vorbim și de apartenența la microgrupuri și la familia, de exemplu, este un microgrup. În momentul în care oricâtă bună dispoziție avea, oricât de mult optimism, oricât de ce stil de viață sănătos, sport și indiferent cum ai trăi, în momentul în care pierzi prietenii, da? Și rămâi singur la anumită singurul vârstă, din generația ta. Singurul din generația ta este un pic mai greu. Chiar dacă ești o persoană care vârstnic fiind îți place foarte mult să-ți faci prieteni noi, printre, să spunem, cei mai tineri. Da. Dar te gândești cumva cu nostalgie și la cei care s-au dus și care erau de o vârstă cu tine apropiată. Am citit cândva într-un ziar, într-o revistă de mare calitate din România, care apare doar în weekend și apare cu consecvențe de câteva decenii bune, am citit povestea unui român, Maftei, nu mai știu cum, și Maftei, asta țin minte, m-a impresionat și se potrivește pe subiectul de astăzi. Cred că este menționat acest individ longeviv din România și în cartea domnului Mohârță. El se născuse cam pe vremea pașoptiștilor și a murit când eu mergeam la școală, în anii, nu știu, 70. Și când au aflat, avea cumva, nu știa nimeni de unde venise, deja îl moștenau în satul respectiv de mai multe generații, dar era clar că el venise de undeva, nu știa nimeni ce poveste de viață a avut. După atâtea generații, el era al bunicilor, al străbunicilor, toți îl moșteniseră pe acest Maftei. Satul în care ajunsese el nu era un sat bogat, dar oamenii știau, aveau o conștiință de grup, o conștiință de grup, și îl puneau să le facă diverse munci prin grădină. Îl răsplăteau cu mămăligă, el avea în fiecare zi mămăligă să mănânce și un pic de țuică și dormea afară, sub un copac. A făcut lucrul ăsta până când a murit, cu câteva luni înainte de a muri, la venerabila vârstă de 146 de ani, dacă nu mă înșel, puțin mai lipsea până la 150 de ani, când s-a dus vorba că așa ceva există, o astfel de vârstă în România, trăiau Ana Aslan, Parhon. Doctorul Parhon a trimis-o pe Aslan să se convingă, s-au dus amândoi, au văzut că omul avea un certificat de naștere. Da. Și să știți că am citit de două ori articolul. Articolul era mare, pe două pagini mari, și am zis, aici se ascunde ceva, aici e ceva care îmi scapă. Cum a trăit ăsta atâta timp? Și pe urmă, eu, pentru mine, cred că mi-am tras niște concluzii. A muncit tot timpul fizic, n-a lâncezit, a dormit afară. Unde? Sub un copac, da, doar când era da. Foarte fric să așeza în ieslea vitelor, altminteri el comunica cu această ființă nemaipomenită care este copacul. Asta este exemplul pe care mi l-a dat și mie domnul Mohârță. Da? Da? Și mânca, domnule, mămăliga, știți de câte bolne vindecă, și eu cred, dar nu e bine să spunem pe post că nu dă elegant, cred că și țuica aceea făcută curată, din prunele, din livezile absolut, oamenilor, fără insecticide, fără pesticide, fără chimicale, probabil că și aia era tot o esență de sănătate, și omul cu această hrană frugală, cu acest dormit în aer liber, călit și cu contactul permanent cu frații noștri copacii, pe care noi nu mai știm că a îmbrățișa un copac 5 minute sau a dormi sub corona lui, îți ia foarte multă mizerie din tine și griji și boli și mai știu și eu ce, și te lasă întărit, fortificat, curățat. Și eu cred că aceste elemente au jucat un rol decisiv în viața atât de lungă a acestui om, care a cărat bușteni în spinare până cu puțin timp înainte să moară. Deci asta ar fi. Iar pe Facebook, sursa noastră supremă de informare în zilele noastre, am văzut acum de curând un individ, cred că din America de Sud, mai avea un dinte în gură, nu părea foarte... adică nu avea așa de multe riduri, împlinea 147 de ani.
nu știu dacă era cel mai bătrân om de pe planetă. Deci, vedeți, longevitatea asta există. Dar... Da, există și e foarte important și felul, repet, în care pe lângă factorii genetici pe care îi moștenim, da? Și e clar că acolo nu putem, să spunem, interveni, e foarte important felul în care avem un stil de viață echilibrat și sănătos, atât din punct de vedere fizic, emoțional, psihic. Deci să nu lăsăm gândurile negre, să nu lăsăm emoțiile negative, să nu lăsăm... De fapt, nu să nu lăsăm emoțiile să ne copleșească, de exemplu. E important să gestionăm emoțiile. Adică nu fac nimic dacă ascund o emoție. Dar să nu lăsăm oamenii toxici. În speranța că ea acolo dispare. Nu, nu dispare. Nu la asta mă referam. Mă referam la o influență exterioară. Dacă, de exemplu, ai prieteni toxici, ai și rude asta, toxice, da. Mai... Să-i mai ecranăm un pic. Exact. Să stea la o anumită distanță. Să ai un filtru de protecție a acelor energii negative. Da, noi trebuie să conștientizăm cu toată dragostea pe care le datorăm celor din familia noastră ce efecte au oamenii asupra noastră, că au efecte foarte diferite. Există vampiri energetici, există oameni care sunt dependenți de a fi nefericiți. Asta e hrana lor, să se vaite, să se lamenteze și să-și ia energia de la alții. Și atunci noi trebuie să fim un pic, să avem așa o atitudine mai sportivă. Da, m-am întâlnit cu un fost coleg care tot timpul se jălește. Vai, ce mult m-am bucurat să te revăd, te sun eu. Și îl sun în măsura în care consider că mi-e benefic să-l sun înapoi. Dacă nu, nu. Trebuie să ne protejăm. Trebuie să fim conștienți, nu? Și noi ce efect avem asupra altora. Și e foarte important, iarăși un lucru foarte important, apropo de emoții și de mesaje toxice, să învățăm să spunem nu. Da. Este baza oricărei protecții. Pentru că de cele mai multe ori așa am fost crescuți, așa am fost educați, da? Ca o bună creștere, da? Să fim tot timpul disponibili pentru celălalt sau să fim tot timpul dispuși să facem lucruri pentru celălalt și să nu știm să spunem nu atunci când, chiar nu am chef să fac lucrul respectiv. De ce ar trebui să-l fac doar pentru celălalt atâta timp cât eu nu sunt în consonanță cu celălalt? Pentru că dacă eu îl fac de plăcere și celălalt vrea să fac lucrul respectiv, bun, noi suntem într-un fel de acord. Da. În momentul în care eu nu simt să fac acel lucru sau să spun un anumit lucru, indiferent că vorbim de gest, vorbă, faptă, acțiune. Da. Pe mine mă fascinează aici, tot m-aș duce către... Haideți să-i facem curioși pe spectatorii noștri. Ritualurile tibetane de reîntinerire sunt 5 exerciții, din câte mi-amintesc eu. 5 exerciții aparent foarte simple. Nu trebuie niciun fel de dotare tehnică pentru a le face. Îți trebuie acolo o mini-suprafață pe care să te poți mișca liber. Și au efecte uluitoare. Chiar se pare că ne dau vârsta înapoi. Deci, exercițiile tibetane. Iată, la pagina... Da? Când o să vă cumpărați, la pagina 157. După care urmează alt capitol foarte interesant, purificarea sângelui cu ajutorul luminii. Spuneam că suntem fotoni. Noi avem în România o profundă cunoaștere biofotonică, cel puțin cea de care am eu cunoștință la Iași. Domnul profesor universitar Stănciulescu, Traian Dinorel Stănciulescu, a colaborat și poate într-o anumită măsură l-a și depășit pe renumitul decedatul Fritz Albert Popp. Suntem o țară foarte bogată, foarte bogată și prin astfel de cărți și prin astfel de cunoaștere. Pe urmă, respirația, spuneam că e importantă și pe mine mă trage firul spre supramental și corpul fericirii. La corpul fericirii, iată că ne scrie domnul profesor Mohârță despre controlul viselor. Vreți să spuneți ceva despre asta, domnule Lucaci? Da, este foarte important felul în care avem, apropo de igienă emoțională, să avem și un soi de igienă a viselor și, de fapt, să facem un soi de decodificare, ce înseamnă fiecare vis și cum îl interpretăm. Știm foarte bine că zilele trecute, dacă nu mă înșel, ieri sau alaltă ieri, se împlinea un anumit număr de ani de la nașterea celebrului
psiholog Carl Gustav Jung, care vorbește despre foarte, foarte multe cărți de analiză jungiană și de arhetipuri despre... El nu-i spune analiză jungiană. Da, jungienii de după el și post-jungienii. Nici Iisus n-a fost creștin, adică... Exact. Da. Vorbesc despre felul în care reușim să interpretăm visele și ce semnificații au ele. Da, aici nu e vorba numai despre interpretarea lor, scuzați-mă, e vorba chiar de învățarea unor tehnici de a controla, de a rămâne o parte din noi, o instanță din noi, o, nu știu, din personalitatea complexă care suntem, cineva să doarmă și cineva să rămână treaz și să învețe lucid dreaming, visare lucidă, adică eu... odihnindu-mă, să decid conținutul viselor mele, nu numai visul respectiv. Și vreau să vă spun, aceasta este o cale de pregătire foarte concretă pentru a nu mai fi șocați când murim. Pentru că noi când murim, suntem terifiați de întrebările, oare mai e ceva dincolo? Și dacă da, ce-o fi, cum o fi, să-mi fie frică? Și ne e frică. Dacă ne-am duce cu calm din timpul vieții noastre, ne expunându-ne niciunui fel de risc, iată, prin anumite tehnici de visare lucidă, peste care se construiesc alte tehnici, în fine, toate astea se întâmplă în somn, sunt tehnicile nocturnale și se pot învăța și ce se întâmplă, cu ce avantaj ne ducem atunci când vom muri definitiv, mă rog. Ne ducem cu avantajul că am mai fost pe acolo, știm ce ne așteaptă, suntem familiarizați cu acea lume misterioasă care acum zicem că ne e inaccesibilă, dar ea ne este accesibilă în fiecare noapte. Noi în fiecare noapte ieșim din corp, suntem ființe foarte complexe, spălate pe creier să înțelegem cât mai puțin din complexitatea noastră și să ne credem cât mai limitați și cât mai neputincioși. De fapt, suntem ființe sacre, nemuritoare și pline de posibilități. Exact aceste posibilități înspăimântă pe cei care vor să ne țină mici, speriați, fără glas, fără nimic, fără opinie și fără putere. Puterea e în noi însă, ne-a fost dată și depinde de noi să o activăm. Exact, și depinde de fiecare în parte, pentru că este o provocare personală, depinde de fiecare în parte cât efort depune pentru tot acest proces complex. Pentru a se cunoaște, de fapt, despre asta e vorba, să ne cunoaștem. Pe noi înșine. Spiciul din Delphi, cunoaște-te pe tine însăți. De fapt, înseamnă cunoaște-ți sinele. În momentul în care ajungi să-ți cunoști sinele, în momentul în care ajungi să, prin acest exercițiu foarte complex, să-ți nu neapărat să-ți elimini, dar să-l faci mic, să-ți suprimi ego-ul, da? Lași loc sinelui și lași loc lui Dumnezeu în inima ta. Așa este. Spre asta ar trebui toți să tindem. Iată că mai avem nici măcar 2 minute până la finalul acestei emisiuni care a trecut, cred că a trecut cu acceleratul, n-a luat personalul emisiunea asta. A fost o încântare să vă avem în studio, domnule Lucaci, și mulțumesc pentru invitație. Mi-ar face mare plăcere să-mi permiteți să vă mai invit, pentru că întotdeauna avem despre ce vorbi și dumneavoastră sunteți acolo. Cum să zic, aveți de unde alege între cărțile între care vă mișcați. Ce să vă spun? Doriți să, într-o jumătate de minut, să mai spuneți ceva? Un cuvânt final? Să cumpărăm cartea, sigur? Nu, n-aș spune neapărat să cumpărăm cartea, dar este într-adevăr o carte care face puțină lumină în ceea ce înseamnă sănătate și longevitate. Da, și o carte neobișnuită. Este o carte exact, și care te duce în multe zone și în multe tradiții spirituale și cumva putem să luăm exemple, că se vorbea mai devreme despre tehnicile tibetane, că și acolo sunt foarte mulți longevivi bătrâni. De asemenea, în tehnicile medicinii tradiționale chineze, ce ați pomenit și noastră mai devreme, Tai Chi Chuan, Tai Chi Kung, alchimia taoistă foarte, alchimia foarte internă, importantă, alchimia spirituală, este inepuizabil. Așadar, o să ne revedem inclusiv cu noul program Ars Vivendi, Arta de a trăi bine. Îi mulțumim domnului Lucaci pentru toate aceste informații care ne-au făcut și curioși și un pic mai bine informați. Mulțumesc mult! A fost o seară minunată!